Municipiul Ploiești a găzduit de vineri și până duminică cea de-a 21-a ediție a Cupei Românie pentru seniori și a 8-a ediție a aceleași competiții la categoriile de vârstă tineret, junior și cadeți. La fel ca în fiecare an, la startul întrecerii a fost prezentă și o delegație a clubului sportiv Terra Kidzalău, formată din doar 5 sportivi. Echipa clubului sălăjan a încheiat competiția pe echipe pe locul 5 din 11 echipe. Dacă în competiția pe echipe nu au reușit să urce pe podium, 4 din cele 5 karateka prezenți la Ploiești s-au revanșat în competiția individual. După cum ne-au obișnuit aproape la fiecare competiție la care a participat, Călim Marincaș, sportivul numărul 1 al județului Sălaj în anul 2011, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premieră în proba de kata. De asemenea, talentatul sportiv al clubului zăloan s-a clasat pe prima poziție în proba de fukugo și a încheiat concursul pe locul 2 în proba de kumite. Clasarea pe locul 2 în proba de kumite la seniora lui Călim Marincaș a fost răzbunată în întrecerea juniorilor de Marc Recan, care s-a clasat pe locul 1 la kumite și a demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, că rezultatele obținute de el atât anul acesta că și anul trecut nu au fost întâmplătoare. Singura prezență feminină a grupării de la Poalele Meseșului în competiția de la Ploiești a fost cea a Iuliei Clițan, care s-a clasat pe locul 3 în proba de kumite, în timp ce un alt sportiv de la Terachit, Dan Poptelecan, a ajuns în ultimul act al probei de kata și s-a clasat pe poziția a doua. Cupa României este o competiție la care nu se decernează medalii și am tratat-o ca pe un concurs de pregătire. Urmează să particip în perioada 5-8 octombrie la Campionatul Mondial de Karateka Shotokan de la Lodz, Polonia și nu am forțat pentru a evita o eventuală accidentare. Sunt mulțumit de rezultatele obținute la Cupa României și aștept cu încredere mondialele din Polonia, unde voi participa la 3 probe: kata, kumite, echipe, fukugo și foarte probabil kumite individual. Următoarea competiție la care vor fi prezenți sportivii de la Terra Kidzalău este Cupa Europeană pentru copii și juniori de la Lodz, Polonia, programată vineri 5 octombrie, competiție la care vor participa serii Roberta și Marc Recan, urmată de Campionatul Mondial de Seniori, la care va fi prezent Călim Marincaș.